Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. V-ați pus vreodată problema, ce ne motivează să facem fapte bune? În cuvântarea sa de pe munte, din Evanghelia după Matei, capitolele de la 5 la 7, Domnul Iisus arată că faptele noastre reflectă relația pe care o avem cu Dumnezeu. Să faci fapte bune poate suna a religie, dar majoritatea persoanelor pioase n-au o relație bazată pe credință cu Iisus Hristos. Adevărata neprihănire rezultă din încrederea în Hristos. Doar așa viața noastră practică va avea o motivație corespunzătoare. Să ne uităm la 5 lucruri despre care Iisus spune că sunt între noi și Dumnezeu. 1. A fi generos. Dărnicia ta este între tine și Dumnezeu, nu ca să fie remarcată de alții. Domnul Iisus ne învață să dăruim în secret, iar Tatăl Ceresc vede și răsplătește. Un al doilea lucru, a vorbi cu Dumnezeu. Același lucru e valabil și în ce privește rugăciunea. Nu o faceți ca să fiți văzuți. Poate că îți vei atrage aprecierile unora, dar rugăciunile să rămână fără răspuns. Sinceritatea și simplitatea sunt semnele rugăciunii autentice. Spune-i Domnului ce ai pe inimă, cere-i Lui ajutor. Un al treilea lucru care este între noi și Dumnezeu. Să eliminăm distracția. Dacă ai de gând să postești și să te concentrezi pe rugăciune, nu te lăuda cu asta ca să pari evlavios. Doar fă-o, în ascuns. În al patrulea lucru, a investi înțelept. Iisus afirmă că ori de câte ori investim în lucrarea creștină, trimitem valorile noastre sus. Investiția ta de aici devine profit ceresc. Și în al cincilea lucru între noi și Dumnezeu, a te bizui pe Dumnezeu. Dacă dau pentru lucrarea Domnului, cine se va îngriji de mine? Dumnezeu o va face. Așa cum se îngrijește El de flori și de păsări, se îngrijește și de tine. Cum a făcut-o ieri, o va face și azi și mâine. Doar pune-L pe El întâiul în toate. În lumina acestor îndemnuri, cum ar trebui să se trateze creștinii între ei? Iisus ne avertizează să nu-i judecăm pe ceilalți, pentru că nu putem ști de ce fac ce fac. Mai bine să încercăm să deducem motivele și caracterul din roadele lor, din ce produce viața lor. Cum să știi când să judeci și când nu? Cereți, căutați, bateți și Domnul răspunde. În final, Iisus compară drumul nostru spre veșnicie cu două căi și apoi cu două case. Suntem fie pe calea largă, fie pe cea îngustă. Gândiți-vă la o pâlnie. Poți intra pe partea sau pe poarta largă, dar calea se îngustează și ajungi în iad. Pe de altă parte, dacă intri pe poarta îngustă, unde se află Iisus Hristos, prin El afli viața și cu cât înaintezi cu El, cu atât mai largă devine calea. Când vii la Iisus Hristos, afli în El odihnă și viața ta rodește. Dacă îți clădești casa pe temelia eforturilor și bunătății tale, e ca și cum ai clădi pe nisip. Predica de pe munte este un pasaj măreț care te apropie de persoana lui Iisus Hristos. Poți să spui, Doamne, ne-ai spus cum să trăim, dar eu nu pot, nu sunt în stare, am nevoie de îndurarea ta. Te rog, fii mântuitorul meu. Dacă te întorci astfel la El, El îți dă Duhul Său cel Sfânt, prin care și viața ta va produce asemenea roduri binecuvântate. Data viitoare aflăm ce e mai important, Decalogul sau predica de pe munte.